Bine v-am găsit la Ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, pe DC News și DC News TV. Îi mulțumesc domnului Claudiu Năsui, vicepreședinte USR, pentru prezența la această emisiune, pentru că sunteți și fost ministru al economiei. O să discutăm mai ales economie. De război tot discutăm. Războiul ăsta, pe de o parte, e bine că nu e la noi, Doamne ferește, dar pe de altă parte efectele sunt și la noi. Ce soluții ar putea să existe pentru scumpirile astea în lanț? Sunt colosale scumpirile, domnule Năsui. Care ar fi soluția, nu știu, politică, economică, pentru ca oamenii să le poată suporta totuși? În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a putea dialoga pe tema aceasta. Trebuie să înțelegem și natura problemei și trebuie să, ca să avem o imagine despre soluții. Foarte multe dintre scumpirile care au loc acum nu sunt legate neapărat de război, ci sunt efecte pe termen lung ale lucrurilor pe care le-am făcut noi în trecut, inclusiv pentru a combate pandemia. Expansiune a masei monetare. Vin din urmă de pe vremea pandemiei, spuneți. Vin din urmă. Deci, în momentul în care crești masa monetară, tipărești bani foarte mult, te aștepți să ai inflații. Asta s-a făcut și în alte țări, se întâmplă inflație și în alte țări, la noi mai mult decât la alții. Deci lanțul acesta de scumpiri în lanț e datorat acestor politici economice greșite din trecut și trebuie să realizăm că aici Banca Națională nu și-a făcut treaba. Treaba Bancii Naționale este să ceva de stabilitate. Ceva de Radu Sovianii când avea ceva cu Banca Națională. Atenție, nu... Da. Deci treaba Bancii Naționale este să mențină stabilitatea prețurilor. Ei fac... acționează prea târziu, prea puțin și de multe ori sunt în cârdășie cu guvernul, pe care vor să-l susțină prin tiparniță și o fac, dar asta înseamnă un cost ascuns pentru noi, pentru fiecare român, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru absolut oricine, care are acum 1000 de lei în buzunar și care mâine cu 1000 asta de lei cumpără din ce în ce mai puțin și poi mâine și mai puțin și practic inflația este o taxă, este o taxă invizibilă. Dacă mâine vine statul și vă spune toată avuția dumneavoastră vă iau 10% din ea, veți reacționa. Ieșim în stradă, ne supărăm. Dar prin inflația e efectul acelea broaște, știți, care dacă o arunci în apă fierbinte sare, dar dacă o pui în apă rece și o călzește încetul cu încetul, moare și nu sare. De asta inflația este un impozit extrem de perfid, de fapt, pentru că este o confiscare a avuției, a resurselor, mai ales din mediul privat, și un transfer al lor către stat, distorsionând, evident, absolut toate situațiile. Care este soluția în momentul de față? Aici sunt două lucruri care trebuie înțelese. De ce avem problema aceasta? O avem pentru că statul cheltuie mult mai mult decât încasează. Deci avem problema aceasta de deficit. Practic și statul român... Bun, dar asta e veche problemă. Da, dar s-a adâncit puternic. Uitați-vă ce s-a întâmplat în pandemie și în ultimii ani. S-a adâncit puternic. Deci banii aceia, diferența aceea a venit foarte mult și ca urmare a tiparniței. Inclusiv atunci când ne împrumutăm. Dacă ne împrumutăm în valută, ne împrumutăm în euro, cumpără statul român. Și la dobânzi de peste 4 la un moment dat. Colosale. Suntem la cele mai mari dobânzi din ultimii 10 ani. În felul ăsta? Pentru că domnul Câțu, cu care ați fost în alianță la un moment dat, se împrumuta foarte mult încă înainte de a veni pandemia și lumea nu înțelegea de ce face asta. Parcă apăsa pe o accelerație și exact. Nu înțelegea. De ce? Pentru că a fost o alegere politică greșită a statului român, și aici o să spun, și a PNL-ului, dar și a PSD-ului, a partidelor mari din România, să prefere să cheltuiască bani, să crească cheltuielile pe ce? Pe creșteri de salarii, pe creșteri de pensii speciale, au crescut cu 8% de anul trecut și până acum. Bun, acolo există decizii ale Curții Constituționale. Nu ca să crească, nu trebuie să crescă cu încă 8% în fiecare an, domnul. Sunt legate de celelalte salarii. Da, da, putem să le zicem, uite, ăsta e nivelul, la atât rămân. Deci am putea măcar să nu mai creștem an la an cu 8%. Da, salariul dumneavoastră, venitul dumneavoastră, 8% la o cifră și așa mare, exact. Înseamnă mult. Deja ajungem eram de mult la cifre mari, dar ea tot crește și crește mai mult decât alt. Să nu mai înființăm alte sinecuri și motivul pentru care a fost scos USR-ul de la guvernare, PNDL-ul. Da? Ieri, în ședința de guvern, încă 15 miliarde de lei. 15 miliarde de lei, sumă imensă, care se dă pe un program faimos pentru risipă, faimos pentru corupție, care are o eficiență extrem de redusă a banilor, adică da, s-au mai făcut lucruri, dar la costurile alea și da, la câți bani s-au băgat. Știți care este eficiența pe euro împrumutată în România față de eficiența pe euro împrumutat? Că au fost și exemple. Dumne, stați că noi stăm bine încă. Ne apropiem așa de, 50% din PIB datorie, dar sunt unele țări care au 107. Da, aia care are 107 are eficiența pe un euro împrumutat de 5 ori mai mare
decât eficiența pe euro împrumutat în România. Adică cu un euro împrumutat de ei faci de 5 ori mai multe lucruri decât cu euro împrumutat în România. Și haideți să ne uităm, știți cum este chestia asta? În România, după Revoluție, în 1989, a avut un singur atu economic. Faptul că nu avea datorii mari. Dar nu l-a folosit. Nu doar că nu l-a folosit, dar noi la 50%, 40%+, cât suntem în funcție de PIB, că dacă variază PIB-ul, variază și datoria rămâne fixă, PIB-ul este variabil și atunci se... PIB-ul s-a mai contractat. Depinde, da, pandemie, mai... Suntem pe la 50%, sunt de acord. Măcar am făcut ceva cu ei? Am rezolvat ceva cu ei? Sau doar am dus-o șontâc, menținând aceleași găuri negre pe datorie? Toată lumea întreba, domnule, ok, v-ați împrumutat. Ce ați făcut cu banii? Iată. Deci, în fie de PNDL-uri, sinecuri noi, instituții noi, agenții noi, încă se mai înființează. Încă se mai înființează. Văd acum că se laudă că vor să mai înființeze altele. Deci, toate lucrurile acestea nu sunt voite politic. Și atunci când întreabă românii, dar de ce trebuie să existe această inflație? De ce ne cresc prețurile? De ce ne se erodează puterea de cumpărare? Apropo de inflație, o să vedem un grafic de prognoză, deci o să vedem și graficul de inflație de până acum, dar și prognoza Băncii Naționale. Da. O să-l avem imediat pe ecran. De ce? Ca să ne lămurim. Iată inflația. Deci pe prognoza Băncii Naționale urmează 11,2% inflație. La 11,2%, te întreb dacă nu s-au topit toate majorările care s-au făcut până acum. Toate. Adică 11,2% inflație. Da. S-au topit toate? Și atenție, asta este un grafic care, dacă oficial vă uitați... Oficial al BNR. Oficial al BNR. Nu vreau să... Da, eu zic, vă dau un pont. Da. Vă vând un pont. Uitați-vă la toate graficele acestea. Inclusiv ale BNR, predicțiile pe viitor, va merge mai rău, după care va merge mult mai bine. Deci ce vedem în curba aceea. Dar alea nu se întâmplă. Alea nu se întâmplă. Comparațiile din trecut, să vedem, deci pur și simplu partea de rău se întâmplă, dar partea de bine... Da, adică dacă ar urma o cădere abruptă după acel 11,2%, o să reluăm graficul. Doamne ajută, atenție. Ar fi minunat, pentru că s-ar și întâmpla cumva într-un timp destul de rapid până la sfârșitul anului. Uitați-vă puțin, deci la final ajunge pe la 3%. Banca Națională țintește inflația la 2%. Deci chiar și în cel mai bun caz, în 2023, trimestrul 4 acolo, ajungem peste. Da, față de 11 peste. E de boc, dar proste. Sunt de acord, da, ca să realizăm în ce hal, ce mare problemă avem. Deci noi țintim 2%, suntem la 11 și sperăm că abia în 2023, la final, deci în 2024 ajungem la 3. Dar a fost ministrul economiei, ce înseamnă? Pentru buzunarul unui om, 11,2% inflație. Asta înseamnă... o erodare a puterii de cumpărare. Asta înseamnă că cu leii pe care îi câștigă, cumpără din ce în ce mai puțin. Concret, muncim și sărăcim. Asta, deci, dacă ar fi să rezumăm chestia asta. Noi muncim, banii ne cresc în buzunar. Avem din ce în ce mai multe zerouri. Putem ajunge să fim ca și în anii 90. Bun, a fost 345% inflație. Adică... Putem ajunge exact să fim milionari și săraci. A avea zerouri în buzunar nu înseamnă că cumperi mai mult. Și asta este toată tragedia. Tot ce se întâmplă este că această taxă tot are loc. Această taxă care are da, care se numește inflația. Nu putem să ieșim, pentru că pe de o parte dumneavoastră spuneți așa, domnule, ceea ce vine din urmă, pentru că e din criza aia, dar între timp e și războiul ăsta despre care habar n-avem când o să dureze. Uitați, locul în care trebuie să ne uităm e pe ceea ce se numește deficit. Cu cât cheltuim mai mult decât încasăm. Pentru că diferența aceea se traduce foarte mult în tiparniță, se traduce foarte mult în chestia asta. Cu cât e mai mare deficitul, cu atât o să avem exact mai mare problema aceasta. Când un politician vine și vă spune, vă dau, fac, investim din banii de la bugetul de stat, vă rezolv și așa, el nu dă din banii lui, dă din banii aceștia, care până la urmă tot banii noștri sunt. Ne ia cu două mâini din buzunar și ne dă cu una înapoi. Evident, adică da. Să știți că e evident, dar dacă soluția este exact asta, să restrângem cheltuielile. Eu am condus un minister, Ministerul Economiei. Eu în Ministerul Economiei am propus cea mai amplă reorganizare a acestui minister din istoria lui. Tăiam cu 40% posturile de conducere, 30% posturile totale. Și nu era nici măcar ultima, vă spun. Deci aveam un plan toate reduce acestea. Am închis robinetii de bani la toate schemele acestea prin care se fură, care au o eficiență nu zero, e chiar negativă dacă ne uităm pe calcule, adică mai mulți bani dai, mai rău faci. Da? Toate schemele astea de plecat la târguri pe banii statului, toate micile mafii care erau în jurul ministerului, pe toate le-am tăiat. Toate au reînceput după ce am plecat.
Asta trebuie făcut. Nu e doar un discurs anticorupție, nu e doar o valoare din asta burgheză, să fim corect, să fim juși, să fim legali. Nu, are efect economic, pentru că banii aia pe care îi cheltuie aiurea și care se risipesc în programele astea, sunt ai noștri. Bun, sunt, rețeta teoretică e de necontestat, asta e rețeta matematică, e de necontestat. Dar ce facem, pentru că sunt țări în care n-au fenomenul ăsta din România, mă uit la Germania, de pildă. Un gigant pe piața Germaniei, care este o rețea de supermarketuri, Aldi, e foarte mare în Germania, a anunțat scumpirea cu 30% pentru 400 de produse. Deci 30% pentru 400 de produse. Chestia asta s-a întâmplat în nici două săptămâni. Presa spune că în curând vor recurge la scumpiri și alte rețele, pentru că n-ai cum să scumpești într-o rețea și să nu tragi lanțul. E clar că vine din aprovizionare, din producție, mai devreme sau mai târziu se întâmplă peste tot. Și în acest context, ce fac autoritățile germane speriate? Vor să modifice codul fiscal. De ce? Ca să poată să crească salariile. Pentru că dacă le cresc fără să modifice codul fiscal, acolo intri în altă grilă de impozitare și se topește tot ce ai primit. Și degeaba ai crescut. Da. Deci Germania își propune să modifice codul fiscal. N-ar fi vrut să aud acum un an sau doi. Eu am urmărit discuțiile din Parlamentul lor. Ei țineau grila asta de impozitare în funcție de unde ai ajuns. Acum o modifică pentru că n-au încotro, au crescut prețurile. Bănesc că nu-i corupția care i-a adus în situația asta. Dar ei au alte și se întâmplă și în vest. Să știți că sunt și motive conjuncturale de tipul și care sunt externe economiei și care ne afectează și pe noi. Scumpirea prețului gazelor, războiul de la graniță, toate lucrurile acestea au efect. Faptul că pe piața agricolă o să fie niște dezechilibre majore, Ucraina și Rusia fiind mari producători de cereale și de grâne și așa mai departe. Deci de acolo o să ne mai vină. Dar noi, ca stat, noi nu putem controla dacă e sau nu război alături de noi. Asta este un fapt extern. Ce puteam noi controla este dacă cheltuim mai mult sau mai puțin. Ce putem noi controla este dacă strânge cureaua populația sau statul. Asta putem. Nu putem controla dacă apare un virus nou, dacă apare coronavirus. A apărut, asta e. Nu e vina guvernului. E absurd. Dar ce e vina guvernului e faptul că în pandemie criza nu s-a simțit deloc la stat. Au crescut salariile, nu s-a redus cu absolut niciun bugetar, numărul din potrivă se angaja sarabanda angajărilor. Bun, dar acum n-aș vrea să intru în achizițiile alea care sunt și sub lupa DNA de sute de milioane de euro, stau în depozit, nu au fost folosite măștile alea niciodată, au fost echipamente și aparatură medicală nefolosită. Da, și echipamentul se mai de gândeau măști. Și cum să o folosească, pentru că prețurile la care au fost achiziționate erau atât de mari, încât acum n-aveau cum să le scoată și eventual să le distribuie unora care erau obligați să le vândă peste prețul ăla, când prețul pieței era mult mai mic, adică era o aberație sinistră ce s-a întâmplat. Au și e cineva în pușcărie? Păi, cine a făcut asta? Domnul Virgil Popescu, haideți să-i numim, domnul Virgil Popescu și domnul Ludovic Orban, care acum sunt în două partide diferite, în campanie electorală, nu, unde erau? Mai țineți minte cum erau în fața fabricii acelea de măști, echipamentelor acelea care nu funcționează? Da? Nimic. Nimic, bun. Că au fost bani aruncați și la suprapreț și bani pentru aruncați. Pentru că vedeți cum a fost neîncrederea în deciziile din pandemie, a venit de aici. Bă, voi folosiți pandemia ca să faceți... Ca bancomat. Da. Și să vă faceți tunuri. Și atunci cum mă obliși pe mie, dacă tu folosești pandemia ca să-ți dai tunuri, să fac eu, cetățean, A, B, C, D, F, închide, G, exact, și să-mi iei din drepturi și libertăți temporar, cum ai spus, pentru ca tu să-ți faci paranghelia respectivă. N-ai cum să fii credibil ca autoritate cu astfel de logică. N-ai cum. Nu te miri că cetățeanul nu te-a crezut. A fost o sfidare incredibilă a cetățeanului. Bun, dar vreau să revin aici. Deci aici sunt de acord cu dumneavoastră. Da, deci, și nu s-a încheiat. La prețuri, ce trebuie să faci? Sfidarea știți când se încheie? Când răspund aia care au făcut. Exact. Exact. Uitați-vă care este printre cei mai longevivi miniștrii din guvern, care au și în guvernul Orban și deci în guvernul Petru. Deci în momentul în care răspund, după caz, măcar politic, dar dacă e mai grav, poate clar și în fața justiției să răspund. Altfel nu se încheie chestia asta niciodată. Domnul Dumitrescu, împotriva ministrului energiei, care, fără îndoială, cel mai incompetent ministru din actualul guvern, au făcut bloc tot sistemul și PSD și PNL, toată lumea îl susține pe omul acesta. Da. Pentru că... Dar de ce spuneți că e cel mai... Care sunt argumentele? Pentru că era... Haideți să luăm cel mai important lucru pentru România, care era exploatarea gazelor din Marea Neagră.
Ea a fost blocată de PSD în 2018, prin legea aceea. Bun, ei au spus că, domnule, nu vreau să las o moleculă de gaz pe teritoriul României. Nu, ei au spus că nu vrem să ne vindem țara. Nu, și că eu am discutat cu Dragnea și mi-a zis așa, domnule, eu vreau să dau legea asta, dar nu vreau să las o moleculă de gaz, vrem și noi o parte din gaz să rămână în țară. Cred că asta a fost o scuză, dar nu este realitate. Realitatea este că i-au blocat complet investiția și în momentul acela Exxon, care era cel care a făcut explorare și care putea să înceapă investiția. A dat niște sute de milioane pe explorare. Chiar cred că miliardul, da. Deci, și atenție, și putea să înceapă exploatarea atunci. Putea să înceapă lucrările ca în 2021, anul trecut sau anul ăsta, dacă mai era un întârziere, să avem primii metri cub de gaz. Și atunci chiar să putem să eliminăm dependența de gazul rusesc. Da, ei spuneau așa, cei care au blocat, ca să folosesc termenul ăsta, spuneau așa, dumneavoastră, tot gazul ăsta zicea în hubul din Ungaria. România nu vedea o moleculă. Nu, ei au făcut lucrurile acestea, au făcut exploatarea absolut nefezabilă. Și drept dovadă că legea lor, nu doar că, da, într-adevăr, n-a ajuns nicio moleculă în Ungaria, dar știți unde n-a ajuns? Nici în România. E toată în continuare sub Marea Neagră. Bun, și acum Marea văd că e o lege care trebuia să intre în Parlament. Păi iată că iarăși, dar nu avem. Domnul Ciolacu ne-a anunțat, ce ne anunță de altfel domnul Virgil Popescu de când este ministru, că va veni săptămâna viitoare. Deci dacă vă uitați, deci și când eram la guvernare și când eram guvernul săptămâna Orban, viitoare, noi adică tot timpul e săptămâna viitoare. Săptămână, tot timpul, da, și săptămâna viitoare numai mine să fie tot săptămâna viitoare. Deci el tot timpul zice săptămâna viitoare. De ce? Pentru că m-ați întrebat mai devreme de ce e incompetent, pentru că scopurile lor nu sunt astea. Pentru că ei nu au făcut, nu și-au pus ca scop să rezolve. Eu vă întreb așa, sigur că probabil că dacă noi am fi avut toate exploatările, că sunt mai multe perimetre acolo, dacă ar fi extras... Cel mai mare e Neptune Deep. Da, zicem că ar fi extras toți. Da. Da. Venea războiul ăsta acum, când la 15 km de România cad tuburi de rachet. Și vă amintesc că noi am câștigat platoul continental în care avem exploatările astea, printr-o decizie la Haga, de la ucraineni. Între timp, rușii au luat insula Șerpilor, vor să închidă tot litoralul de sud al Ucrainei și dacă își trag prin furt, cum au făcut și cu Donbas și Donetsk, dar cum au făcut și cu Crimea, tot litoralul, s-ar putea să nu mai recunoască decizia prin care România a câștigat la Haga și ce faci? Foreze acolo, vine cu un distrugător în zonă. Ar fi prima oară când Rusia a atacat o țară NATO. Păi nu atacă. Păi dacă da, te duci și forezi, cum faci? Când te duci și forezi pe terenul tău, da, trebuie să, da, ucrainienii își apără țara, trebuie și noi să ne apărăm interesele, da, e interesul nostru să pentru furăm Marea Neagră. Întrebarea și e... Și sunt sigur, vă mai spun un lucru, sunt sigur că e un interes legitim și un interes vital al nu doar al Uniunii Europene, problema al României. Problema e ce companie străină își asumă să lucreze într-un asemenea clima de instabilitate. Dacă aveam din 2018, era deja gata platforma aceea. Dacă era, dar nu e. De aici încolo vorbim. Păi, nu vedeți, e, ce-a fost a fost. Vedeți, vorbeam înainte să înceapă emisiunea de oportunități ratate. Păi. Măcar acum să avem o șansă. O companie, dacă își asumă riscul, să o facă. Și eu cred că totuși o să-și asume riscul și o să vă zic de ce. Da. Dar problema este alta acum. Problema e că noi avem și o legislație masiv neprietenoasă cu exploatarea. Adică noi avem o legislație care spune pe scurt, dacă prețurile cresc, ești plafonat, dacă scazi, îți asumi. Adică tu nu poți face decât, în cel mai bun caz, pierderi. Evident că și dumneavoastră, dacă vi se zice o astfel de oportunitate, nu vă băgați în chestia asta. Da? Deci avem o legislație foarte stupid făcută, care iarăși descurajează investițiile în Marea Neagră. Din potrivă, singurii care au investit Black Sea Oil and Gas și care vor să dea drumul... Am înțeles că și sunt destul de supărați. Păi da, ne dau în judecată la tribunale internaționale tocmai din cauza haosului acesta legislativ. Nu se poate să începe pe o bază și apoi să o tot schimb pe proiecte care se întâmplă pe termen lung. Și atenție, aia care investesc în România sunt cei care își asumă riscuri, e capital riscant. De ce? Pentru că e țara riscantă. De ce e țara riscantă? Pentru că avem acest tip de guvernare. Și aici, iarăși, ajungem bun, în tot serviciu. Climatul din zona de proximitate. Asta e suplimentar. Asta se adaugă. Dar, repet, noi tot ce putem face e ce ține de noi. Da. Noi nu putem să împiedicăm pe Putin să atace Ucraina, dar putem noi să fim un factor de stabilitate. Ori noi, din cauza alegerilor noastre interne, ale clasei politice, nu suntem acest factor. Da? Și revenind, deci săptămâna viitoare vom vedea cu ce lege vin. De asta e ca lăsatul de fumat. Mă las de fumat de mâine. Nu, te lași de fumat de azi. Așa e și cu legea asta. O așteptăm peste 2 ani de zile. De peste 2 ani de zile, domnul Virgil Popescu, care atunci când a ajuns ministrul al energiei, a ajuns tocmai pe speranța că va debloca inclusiv această exploatare. Dacă nu cresc prețurile și vedem facturile. Și...
Da. În facturi erau prețurile alea crescute, adică omul primea acasă factura. Dacă, luăm toate declarațiile dânsului, o să vedeți că cam toate s-au dovedit a fi false, da, și contrazise de realitate. Încă nu am ajuns să discutăm de energie, da, pentru că aici e iarăși o chestiune de care vreau să vă întreb. Dar atunci când BNR a decis marți, a decis să majoreze și rata dobândii de politică monetară, pentru a combate inflația. 3%, da. Ok. De la 2,5 la 3. 4% lombardul, dacă se poate. Măsura se aplică de ieri. Deci au anunțat marți, măsura se aplică de ieri. Mircea Coșa, care este profesor de economie, zice așa: înseamnă un atac direct la bugetul de familie. Bugetul de familie este atacat de 3 factori importanți: facturile la energie, combustibil, inflație. Astea duc, după anumite calcule, la o reducere a bugetului de familie între 40 și 42%. Dacă adăugăm și creșterea ratelor, ne ducem la 45%, ce rămâne foarte puțin pentru menținerea calității vieții. Deci dacă se topește bugetele de familie cu între 40 și 45% doar pe parametrii de acum, cum credeți că o să arate peste 6 luni chestiunea? Păi, exact... Întreb, adică... Domnul profesor Mircea Coșa are perfectă dreptate și asta este alegerea imposibilă în care ne pune faptul că tot creștem cheltuielile. În momentul în care, ce vă spuneam, noi tot am crescut cheltuielile, avem de acest deficit, tipărim bani și acum avem doar două alegeri. Fie crește BNR-ul, fie crește dobânda, da? Fie lasă inflația da, să iasă de față, sub control. Ca să, să se simtă o tăiere a cheltuielor de acolo de unde n-ar trebui să fie cheltuiți banii, unde ați tăia instantaneu? Pensiile speciale și nu mi se... Da. Să nu spuneți că nu se poate. Problema asta bugetară câteva mii de pensii speciale. Câteva mii sunt 11 miliarde de lei. Da. Pensiile speciale pe un an. Tăiați pe toate? Da. Păi, nu le mai dați în plată? Nu puteți să faceți economia totală de 11 miliarde. Să știți că jumătate se poate tăia ușor și cealaltă... Uitați-vă ce a făcut. Și asta s-a întâmplat deja. A făcut-o guvernul Boc în trecut. Și dar știți că a pierdut în instanțe. Atenție, n-a pierdut pentru toate categoriile și ne mai spun și judecătorii ai Curții Constituționale modul în care pot fi ele eliminate. Și vă mai spun un lucru. Tocmai că mi s-a spus că nu se poate, noi am reușit totuși să eliminăm o categorie, da, cea a parlamentarilor. Da, da, pentru că au decis în Parlament. Păi, dar tot în Parlament se decide toate, dar să știți. Dar când e vorba să te atingi de pensiile magistraților, nu veți putea. Alea sunt o fracție, de-aia am zis. Ok, sunt 11 miliarde, măcar la sfert, eu zic că tot le putem tăia. PNDL-ul, care este o cheltuială absolut imensă din bugetul de stat, și apoi avem o întreagă încărcătură în ministere și vă spuneam, eu am propus o tăiere cu 30% a Ministerului Economiei, dacă facem asta în toate ministerele, o să reușim să scădem cheltuielile și să ne încadrăm în venituri, ceea ce ar fi extraordinar. Asta abia îți omoară inflația, îți oprește inflația, oprește această taxă, fără să fie nevoie de toate alegerile acestea dificile din partea Băncii Naționale, care, exact cum spune profesorul Mircea Coșa, au apoi efect în lanț. Deci, în economie, că aș vrea să se înțeleagă lucrul acesta, nimic nu este gratuit. Faptul că domnul Ciucă vine și promite 15 miliarde în plus la PNDL, ar trebui să ne trezească la toți un mare semn de întrebare, dar de unde are banii omul ăsta? Că ne împrumutăm la sume istorice, avem inflație, deficitul cât casa și omul ăsta mai dă încă 15 miliarde la PNDL. Ați văzut vreo reacție de tipul ăsta? Că doar USR-ul a avut. De la cei care primesc banii, cum păi să iată, fie o reacție? Că doar USR-ul a avut reacția aceasta. Deci, ei spun că există comune mici care nu pot aplica pentru că nu au bani de cofinanțare pe scheme europene și atunci singura variantă sunt PNDL-urile. Nu. Există și pe POIM, există opțiuni, doar că opțiunile acelea, într-adevăr, sunt mai greu de accesat. Dar de ce sunt mai greu de accesat? Pentru că Uniunea Europeană și-a rodat deja un sistem mult mai bun decât PNDL-ul, care nu e făcut pentru asta, de accesarea banilor cu cap, chipzuit. Ceea ce nu înseamnă că nu putem risipi și bani europeni. În România vedem că s-au risipit și bani europeni, s-au și furat bani europeni, dar mult mai puțin decât la PNDL. PNDL este un program care a fost făcut tocmai ca să încurajeze baroniata. Da, a fost făcut de Liviu Dragnea și mulți este zic, făcut domnule, pentru asta. Celor de la USR le convine să vorbească așa, mult mai puțin primar decât au celelalte partide. O să știți că vorbeam asta și când n-aveam primar și dacă îmi dați toți primarii din România, tot la fel o să vorbesc. Deci, adică dacă ați avea toți primarii din România. Mă înregistrați acum. Da? Eu vreau să mă puneți în 10 ani de zile, vreau să mă puneți să vedeți dacă mă contrazic cu ceva. Nu, eu sunt convins că de asta nu vă contrazice, pentru că aveți, am văzut, aveți aceleași enunțuri pe zone de principiu. Nu. Okay, da, bun, și am aplicat aceste principii la guvernare. Și eu și colegii mei. Și în Ministerul Economiei, 8 luni de zile, măcar lucrurile s-au văzut. Ideea că e că dumneavoastră, ca partid, cu mult mai puțin primar decât ceilalți, și PNL-ul și PSD-ul sunt partide cu mulți primari, nu simțiți presiunea pe care eu o pot simți din partea primarilor. Da, presiunea din partea românilor?
Că totuși nu presiunea suntem, din partea românilor generează votul. Pro sau contra? Păi atunci românii trebuie să înțeleagă exact chestia aceasta. Între, dacă un partid are de ales între a-și mulțumi nomenclatura de partid, primar și alți niște cetățeni care zic lucruri, vrem apă în comună, vrem canaliz, vrem gaze. Alea să știți că se pot. Gaze nu știu dacă mai recomand. Pentru că... Acum îngropăm banii în pământ. Nu, la gază întreb, adică să mai întâmplă un lucru. Știu comune, mici. Comune care înainte aveau 2-3 mii de oameni, acum 2-300. Mă rog, sate comune. Vreau să-și tragă gaz. Și i-am întrebat, care-i venitul mediu în comuna asta? Atât. Știți când vine o factură de gaz în București? Ce ați face voi acum? Cu ce ați plătit dacă ați avea gaz? Mai ales că voi n-ați avea bani de centrală de asta în condensare. Ați băgat probabil arzătorul în soba de teracotă. Vă imaginați ce înseamnă asta? Consum în momentul în care ai gaz, nu o să mai ai voie pe norme europene. Așa au semnat din 2000, nu știu cât, să te încălzești cu lemne. Ce faci? Exact asta este exact unul dintre criteriile condiționalități în momentul în care vrei să accesezi fonduri europene. Să ai exact genul acesta de raționament pe care l-ați avut dumneavoastră. Adică, ce faci? La PNDL acest raționament nu există. N-ai cum să plătești factura, că n-ai bani. Dar nu mai poți să te încălzești nici cu lemne pentru care aveai. De ce? Pentru că dacă îți perii pădurea aia de un hectar în fiecare primăvară, adun suficiente vreascuri din căderile de pe jos încât să-ți ajungă jumătate de iar. Da, domnule, să vă zic un lucru. Oamenii aceștia, dacă ei trebuie să realizeze că și infrastructura asta de PND, prin PNDL care se face, în primul rând că se face la niște prețuri absurd de mari, de multe ori s-a făcut numai pe hârtie, sunt numai studii de fezabilitate, avem kilometri, mii de kilometri de autostradă în studii de fezabilitate. Se fac tot din banii lor. Alternativa la asta este o chestie pe care tot noi o propunem și anume reducerea impozitării muncii. Și am văzut că și PSD-ul mai... Am văzut că ați revenit la asta. Dacă lăsăm mai mulți bani oamenilor acestora, ei își vor găsi soluții. Își vor găsi soluții foarte inovatoare, exact cum se întâmplă și în alte, și în alte părți. Da? Și cumva își vor găsi fix soluțiile pentru cele mai arzătoare probleme ale lor, pe care statul poate nici măcar nu le știe și nu le înțelege. Tocmai pentru că nu știi dacă cuiva e sete, tu îi dai o pătură, dacă e frig, îi dai un pahar de apă. Se întâmplă chestia asta la stat. Bun, acum eu mă uit și la rata, deci când am văzut prognoza aia cu 11,2, dar rata inflației nu e, e în martie de 7,5%, e uriașă în Uniunea Europeană. Atenție, prognoza e de creștere. Deci nu se oprește la 7,5. Pe România era 11,2, ne fiind în euro. Mă rog, ei sunt mai stabili acolo, dar totuși 7,5 rata inflației. Eu nu prea văd ieșire din chestia asta. Să știți că inflația, vă ziceam că e o taxă. Orice taxă e mai ușor de suportat în momentul când ești bogat. În momentul când ai avuție mai mare. Astea sunt țările din Europa, în general zona euro, Europa de vest, care au un capital acumulat mult mai mare decât România și care pot să reziste mai ușor la lucrurile acestea. Orice șoc de genul acesta ne va afecta pe noi de la periferia Europei și care suntem relativ celorlalți mai puțin capitalizați, da? Ne va afecta mult mai rău. Da, am observat lucrul acesta și la domnul Căciu. Zicea, păi oricum e peste tot. Păi bine, dar una este să fii bogat și să-ți pierzi 1000 de lei și alta e să am 2000 de lei și să-mi pierd 1000 de lei. 9 lei litru în România și alta e să am 2,45 euro în Germania. Da. Deși e 2,45. Și vă zic un lucru, aici iarăși este enorm, iarăși un loc în care statul folosește benzinările pe post de taxator. Dintr-un litru de benzină, statul face mai mult profit decât benzineria de la care îl cumpărăm. Peste jumătate din prețul pe care îl plătim se duce la stat. Ați scădea acele taxe? Absolut, absolut. Și au făcut-o și alte țări europene. Noi, în momentul în care am propus să scădem TVA-ul. Deci ai două taxe mari pe litru de benzină. Ai acciza și TVA-ul. Și TVA-ul se aplică și la acciză. Deci taxă la taxă. Dar nu e de 19%. Nu prea e legal să aplici de două ori TVA-ul. Ba, din păcate, așa e în codul fiscal. Dar e se aplică la taxă, se aplică la acciză. Dar sunt abarant de acord cu dumneavoastră. Da. Adică cum să taxezi, practic, de două ori taxezi aceeași chestie, taxezi taxa. Da. Doamne Dumnezeule, da. Înțeleg exact să taxezi produsul respectiv, dar l-ai taxat odată, nu mai de două ori cu aceeași chestie. Mai bagi o taxă în produs și mai bagi și o taxă peste taxa ta, crescându-ți propria asta taxă. Imaginea, e o demență, dar așa este în România. Noi am propus în felul următor. Să luăm TVA-ul de la 19% la 5%. De ce 5%? Pentru că atâta este minimul european. Alte țări din Uniunea Europeană au făcut lucrul acesta. Au tăiat și din acciză, okay, și au tăiat și din TVA. Deci noi asta propunea să se taie odată din TVA, dar și din
acciză. Noi am zis în felul următor. Haideți să scădem TVA-ul de la 19 la 5 și evident că suntem de acord și cu acciza, dar asta a fost proiect de lege depus de noi. La câteva ore după ce am depus împreună cu colega Cristina Prună și Denisa Neagu proiectul de scădere acesta, domnul Ciolacu vine în fața camerelor și spune că vrea înjumătățirea accizei. Am făcut și noi calculele rapid. Într-adevăr, din înjumătățirea accizei reieșea o scădere de preț mai mare și am spus... Deci, de acord. De acord, exact. Deci nu o jucăm mergem politic, să nu, dacă o propune PSD-ul, noi suntem contra. Nu, dacă e o măsură bună, suntem pentru. De acord. Domnul Căciu, după aceea, face și el calculele, spune, avem bani. Avem efectiv, bani, adică ca să scădem. Ca asta. Să scădem, da, și pentru că prețurile crescând, vă dați seama, principalul beneficiar al creșterii prețurilor era statul. Da, deci, pur și simplu, statul câștigă, ar câștiga mai puțin, dar tot câștigă mai mult decât câștiga înainte. Ce să vezi, întâlnire de coaliție, cine nu s-a mai întâmplat nimic. Cine a blocat? Din câte înțeleg, a fost domnul Câțu la vremea aceea. Păi nu mai acum, gata, e pa istorie. Da, da, uitați-vă că ideea tot nu merge mai departe și rămâne o minciună în vânt, așa. Eu am să-ți lucra cu Câțu. Da. Nu? Da. Descrieți-l, ce fel de om e? Cum l-ați caracteriza în două, trei cuvinte? Nu o să vă relatez conversații private, dar... Eu sunt foarte curios, pentru că am și o imagine care poate fi deformată, de aceea nu mi-o exprim. Poate că e deformată, în asta însă lucrăm cu dânsul. Ați putea să o aveți mult mai corect. Eu nu vreau să fac atacuri la persoană. Dar e un om care a ratat oportunitatea, o imensă oportunitate pentru România de reformă. De reformă înspre un liberalism modernizator pro-european. Ne avea pe noi, USR-ul, în Parlament, era văzut la final de 2020 ca fiind cea mai reformatoare figură din PNL, dar a ales să arunce totul pe apa sâmbetii, trădând aceste principii, făcând acel PNDL care a fost ultima picătură, comportându-se la guvernare într-un mod total incorrect față de noi. Noi am încercat să... Și ați văzut că am venit la dumneavoastră în studio de mai multe ori și cât eram ministru, eram încercat să fim foarte respectuoși, să fim foarte să nu cauzăm noi probleme, să încercăm să ajungem la un echilibru și ca totuși să ne vedem îndeplinite obiectivele de guvernare, cele stabilite prin program, cele transparente. Dar din păcate el a ales să fie unealta sistemului. Bun, de ce sistemului militar-securist. Eu aș împărți, vreau să împart în două epoca Câțu. Pe de o parte, e partea asta în care dumneavoastră vă plângeți de comportamentul său politic față de partidul din coaliție USR Plus. Okay, dar asta n-a fost o problemă. Putea să fie, nu, putea să înțeles. Fie. Problema adică... este că a abandonat misiunea de modernizare a României. Spuneam că România s-a împrumutat astronomic și la dobânzi de peste 4, chiar și înainte să vină pandemia. Zicem că a venit pandemia, puteau să zic că nu avem încotro, dar s-a împrumutat cu sume mari și la dobânzi foarte mari încă înainte de a veni pandemia. Pe vremea aceea, domnul Câțu era ministru de finanțe în guvernul Ludovic Orban. Întrebarea e ce a avut în cap ministrul de finanțe și premierul de a da drumul la împrumuturi. Dom'le, instantaneu, cum au venit la putere. Dom'le, instantaneu. Deci azi am venit, mâine mă împrumut cu sumele astea. Ce au avut în cap? Eu am tot soiul de scenarii, dar mi-e teamă să le rostesc. Sunt atât de negre unele, teoretic posibile, încât mi-e teamă să vorbesc despre ele. S-au întâmplat mai multe lucruri. Dacă mai țineți minte, în momentul în care au venit la guvernare, era un val de simpatie pentru Ludovic Orban și pentru PNL. Vreau să facă și alegeri anticipate și în momentul acela au vrut să apese bine tot pe pedala de acela, pentru că nu se împrumutau pe banii lor. Adică ei pregăteau, spuneți, alegerile anticipate și în baza acestei proiecții trebuiau să dea cu banii în stânga, în dreapta, da. Și atunci s-au împrumutat, da, pentru niște alegeri pe care nu le-am mai făcut că a venit pandemia. Exact. Păi bun, și atunci dacă tot mă împrumutasem și nu m-am apucat să fac cu banii ceea ce aș fi făcut pentru că veneau alegerile, de ce m-am mai împrumutat în continuare în pandemie? Că aveam deja banii împrumutați. Pentru că banii aia s-au dus pe baroniată. Banii aceia s-au dus pe baroniată. Ba da, uitați-vă cum au evoluat toate aceste PNDL-uri. Uitați-vă cum au evoluat toate sinecurile în statul român. Uitați-vă cum au evoluat acele pensii speciale, că ele 8% au crescut doar de anul trecut pe bugetul de anul acesta. Vă vedea cât sunt până la finalul anului. Da? Categoria MAI, pe pensiile speciale MAI, s-a dublat în ultimii 6 ani. Problema mea este că unii ies la
ieșeau la 40 și ceva de ani la pensie. 45 de ani. 45. De la 45 de ani se iese la pensie specială. Eu nu știu dacă mai apuc pensia. Pe normele actuale. În ultimii 6 ani s-a dublat bugetul pensiilor speciale MEAI. Poate nu realizăm. Mai am o altă întrebare. O sumă deja mare. Da, realizez. Ok. Asta e. Ce să facem? Mai am o altă... Să le oprim. Care credeți că este impactul războiului care se adaugă la ceea ce vine din urmă, din timpul pandemiei? Pentru că, atenție, despre o posibilă criză alimentară s-a vorbit după criza economică generată de pandemie, cu destul de mult înainte de începerea războiului din Ucraina. Deci era cumva un efect așteptat să vină. Despre o criză economică majoră care va veni s-a vorbit încă de anul trecut. Că ăsta era trendul și așa arătau analizele. Deci din punctul ăsta de vedere e clar că războiul adaugă eventual la criză. Are cineva cum să măsoare influența războiului pe fondul unei crize care se instala deja? Din păcate nu mai e expost. Adică poți să-ți dai seama de efectele ei după aceea și încercând cumva să aloci la fiecare efect, să zici asta a fost din cauza pandemiei, asta a fost din cauza efectului ăla și e destul de... Nu e o știință precisă nici economia. Dar ce poți să-ți dai seama este că efectul va fi masiv negativ. Poți să-ți dai seama că România importă 25% din gazele pe care le folosește, nu 10%, cum zicea domnul Ciolacu, alea sunt date 10% text. După ce închizi tot, adică nu mai funcționează nimic în România și atunci trebuie să importe 10%. Atunci da, într-adevăr. Azi omul ești închis, alul Roslatina închis, da, într-adevăr, da, așa, mulțumesc. 10%. Da, eu ziceam de funcționare normală a economiei, nu, că așa putem să închidem tot. Între 18% și 26% trebuie să importi. Da. 25 pe anul trecut. Pe nu funcționa normal, că erau niște restricții, erau... De acord, deci e chiar mai rău. Păi da, adică deci e chiar mai 26-27. Da. De asta spun. Ne uităm la țiței, da? La carburanți, la petrol. Vedem că Rusia produce 10 milioane de barili. OPEC fără Rusia are o ceea ce se numește spare capacity, deci capacitate în care poate să crească de 5 milioane de barili, și asta incluzând Iranul, care are și el sancțiuni. Și cu care avem probleme, da. Și cu care avem probleme și, atenție, și nu sunt 5 milioane care pleacă la cheie. Nu. Doar în Arabia Saudită pot pleca la cheie. În restul trebuie niște investiții, niște pregătiri, adică nu e imediat. N-ai infrastructura directă către rafinerie. Exact. Adică, iarăși, petrolul e de foarte multe soiuri diferite, nu merge orice petrol în orice rafinerie. De alt tip, aveam noi o rafinerie făcută special, Petromidia, parcă, care rafina petrolul mai special, că de-aia a făcut-o Ceaușescu, că el lua din Iran foarte mult petrol. Deci, problemele vor fi în lanț. Eu aici, și aici am o opinie nepopulară, eu cred că este prețul pe care îl plătim pentru acest petrol și pentru acest gaz, nu este doar dolarul sau euroul pe care îl plătim la Gazprom și la furnizorii ruși, este și sânge. Și este un preț care e inacceptabil. Bun, dar vă întreb, domnule Năsui, următorul lucru. S-au pus niște sancțiuni. Da. Mult prea puține. Sancțiunile acelea ne afectează ca bumerangul și pe cei care l-au pus și pe noi? Absolut. Absolut. Sancțiunile ne afectează. Dar, atenție, s-au pus mult prea puțin. Noi, în continuare, finanțăm mașinăria de război rusească, noi, ca Europa, cumpărând gaz rusesc. Mult. Bun, eu vreau să înțeleg diferența între retorică și sancțiunea propriu-zisă. Păi tocmai. S-a vorbit mult despre sancțiunile pe SWIFT. Că le scoatem din SWIFT. Ne uităm puțin, cea mai mare bancă rusească, Sberbank, n-a fost scoasă din SWIFT. Păi, de ce? Să se poată cumpăra... Plăti gazul. Exact. Când doar nu să mergi cu... Adică, dacă mai cumperi gaz de la ei, trebuie să găsești un moș și să le dai banii. Și nu să te duci cu valiza la graniță. Și atunci, exact. Adică, Europa, din păcate, acum ne prind din urmă o serie întreagă de decizii politice greșite. Aici nu mai e vorba de corupția românească, din clasa politică românească. E vorba de corupție chiar la nivel european. Pentru că eu mă întreb ce au avut în cap cei care au reușit, ca în 24 de ani, să ocolească Ucraina în proporție de 80% cu conductele care treceau pe acolo ca să alimenteze vestul Europei. Pentru că eu cred că dacă treceau în continuare tot alea până Ucraina, ăștia se gândeau de 100 de ori înainte dacă bombardează sau nu. Să enumerăm cu ce state s-au făcut aceste parteneriate, unde s-a dus domnul Schröder după aia, după ce n-a mai fost cancelar. Iată. Păi cine e cu Putin în momentul ăsta? Adică cine-s putiniștii? Ăia adevărați, pe bani grei.
Asta întreb. Adică eu înțeleg că ne batem în putinism aici în România. Aici ne batem pe fondurile unor declarații, dar acolo sunt banii. Adică tu pui practic Europa în primejdie când o faci dependentă unele state chiar și în proporție de 90% de ce vine de acolo din Rusia, în timp ce noi aici, în Marea Neagră, blocam totul? Exact. Ok. Exact. Deci întrebarea e dacă nu cumva cineva a făcut intenționat chestia exact. Asta. Exact. Întreb. Geopolitic intenționat. Eu cred că asta e cea mai bună întrebare de pus acum. Bun. Haideți să ne uităm cine a blocat toate alternativele la gazul rusesc în România. Și nu doar în România, la nivel european. De ce nu era nici nuclearul bun? În Germania se închide nuclearul. De ce nu păi e, cum să se închidă? Că uite, Franța are 75% nuclear și are prețul la energie scăzut. Doamne ajută, de... noroc cu francezii, noroc cu un pariu pe care l-a făcut Charles de Gaulle să pe, pe nuclear. A, noroc cu Charles de Gaulle, nu neapărat noroc cu francezii păi în da, general. Pentru că să știți că dacă, că dacă nu făcea... cu Sarkozy sau cu nu, Macron. Nu, e, uitați-vă la alegerile din Franța, nu, duminica o alegeri. La Macron din, acum, din 5 candidați. Cum mângâie cumva așa, dumne, să nu-l supere pe băiatul ăla. Da, vă zic o chestie. Din dumne, s-a luat de Biden, Macron. Dom'le, atenție la declarații, la nu știu ce. Da, bune. Uitați-vă la candidații, la cei top 5 candidați, duminica aceasta, așa, președinția Franței. Da. Da? 3 din 5 sunt putiniști. Dar da? Cine avem hotărăște Marine asta? Le Pen, Jean-Luc Mélenchon și Éric Zemmour. Deci toți trei au avut declarații, întâlniri, poze cu Putin. Da, deci și nu e vorba de o chestie de asta. Dar sta la masă aia de lipsa și atenție, fileul de ping-pong. Măcar Macron s-a întâlnit într-o tentativă eșuată, trebuie să o spunem, total eșuată, de a îmblânzi bestia. Ce nu există negociere cu diavolul. Stai diavol. Puțin, ce naiba să îmblânzești odată ce a pornit totul? Ce a încercat el. Odată ce a pornit totul. Eu vreau să vă întreb altceva. Deci, asta vă zic, Europa este dependent, a ajuns după foarte multe greșeli. Doar Europa. Da. Deci noi zicem că îi sancționăm pe gaze. Deși eu nu văd unde îi sancționa pe gaze. Dom'le, dar la petrol ei câștigă de 4 ori mai mult din vânzarea petrolului decât din gaze. Și acolo nu a pus nimeni niciun embargo. Cum vă explicați? Pe exact același motiv ca și pentru gaze. Deci retorica asta a sancțiunilor e făcută ca să-mi gâdele mie bine urechea ca cetățean european, dar în fond nu funcționează, vă întreb. Exact. Și mai spun un lucru. Păi eu tot vă spun de ce mai și să vă mai zic o chestie. Păi asta este toată problema și de-aia eu sunt... De ce trebuie să par prost? Noi trebuie să oprim aceste importuri de la ruși. Și vă mai zic o chestie. 6.000, avem fundația lui Navalny, da? A oferit o listă cu 6.000 de oameni de nume care sunt apropiate de Putin. Toți ei ar trebui sancționați. Nu doar câțiva oligarhi care oricum își mută oligarhi? Banii. Da? Domne, hai să spunem să vedem cum au fost sancționați oligarhii. Noroc cu Bloomberg, care zice, iasă-ne, retorica politică care e asta. Hai să vedem economic ce au făcut. O să vedeți 20 de oligarhi, cei mai mari din Rusia, pe listă. Ia uitați ce constată Bloomberg. 10 dintre ei, 0 sancțiuni. Primii 5 bogați, niciun fel de sancțiune. Domnule, Alek Perov de la Lukoil, nu că l-au ocolit sancțiunile, îl ocolesc și fenomenele meteorologice, nu plouă deasupra capului lui niciodată. Alții care sunt sancționați, vedeți acolo, sunt 3 liste de sancțiuni. Statele Unite, Marea Britanie, UE. Majoritatea nu sunt pe toate cele 3 liste, adică li s-au lăsat de bușee. Doar 3 sunt pe toate cele 3 liste din 20. Păi o glumă, adică despre ce vorbim? Glumiți, ne iau drept proști ăștia când vorbesc că au sancționat oligarhii. Că nu au sancționat pe nimeni, zice Bloomberg. Dacă și Bloomberg e putinist, atunci eu plec să mă plim. Bloomberg putinist, Doamne Dumnezeule. Total de acord cu dumneavoastră. Și aici este iarăși o frică. Ce joacă Europa, domnule? Ce joacă Comisia? Din păcate, uitați-vă că cei mai fermi, până la urmă, au fost deocamdată Anglia. Nu, care a fost cei mai fermi din toată Uniunea Europeană, că Anglia nu mai sunt polonezii, culmea. Și polonezii, și Lituania, să știți, că și, bun, dar eu sunt zic mult prea mici, ca să, dar și Polonia, economic vorbind, nu e motorul Europei, îmi pare rău. În schimb, Anglia este o țară puternică și care... Din păcate nu mai este nume. Da. Da, trebuie sancțiunile să fie mult mai dure. Bun. Trebuie să oprim, să plătim cu sânge ucrainean importurile acestea de la ruși. Și da, va fi greu, dar este necesar. Și ce spuneți dumneavoastră este 100% corect. Și ce zice Bloomberg? Și ce ați prezentat acum? Foarte bine, trebuie să fie non-stop la știri. Haideți să-i sancționăm. Deci și nu doar pe aia 20. Am râs, de ce? Am râs. Aia 6.000, sunt 6.000 pe care ni-i dă exact Navalny. Eu am senzația că e o operațiune de PR, de tip, domnule, noi suntem niște lideri europeni, avem niște cetățeni în spate care sunt indignați de ce se întâmplă acolo. Haideți să le spunem că facem sancțiuni, dar de fapt nu prea le facem. România, și nu doar România, Europa, da, ce ar trebui să facă în perioada asta este să demanteleze tot acest lobby rusesc. Toate pârghile pe care le-au folosit rușii în țările din Europa ca să ducă politica energetică, mai ales a Europei, înspre dependența maximă de gaz. Asta ar trebui să facem. Asta ar trebui să fie prioritatea zero. Păi ăștia,
le-a zis așa că și ea sancționați, au ochiul la plasă atât de mare încât trec prin ochiul plasei. De ce? Păi au participațiuni în industrie critice, peste tot în lume. Industrie critice însemnând, în primul, energie, dar însemnând oțel, aluminiu, îngrășăminte, zone critice. Deci oamenii ăștia au ajuns să dețină participațiuni critice, deci cu putere de decizie, peste tot în lume, în astfel de situații. Ca să ajungă la performanța asta, trebuia ca cineva să închidă ochii 10 de ani. Deci a fost ok. 10 de ani. Să-i acuzi pe alții care au niște declarații politice că sunt cu rușii, dar tu să taci, să-l critici, să fii cu vestul și să le dai drumul să pătrundă în vest fără probleme și pe urmă să dai vina pe alții care nu au avut puterea asta decizii. E tare de tot, mi se pare. Deci, de o, cum să zic, de ipocrizie, de nedescris. Haideți să vă mai zic un lucru. Vă rog. Vă zic ceva. Costergoviște. Da. Costergoviște este o întreprindere românească care a fost privatizată pe vremea lui Adrian Stase către un proprietar rus, care nu doar că a dus-o în faliment, dar 12 ani de zile a acumulat pierderi foarte mari la bugetul de stat, la ANAF, și care, cât am fost eu ministru al economiei, presiunea a fost maximă din toate zonele să fie ștearsă acea datorie și naționalizată compania. Asta am întrebat și eu. De ce? De ce a lăsat Virgil Popescu totul gata, dar n-a semnat? De ce a început, era chiar domnul George Simion, care venea cu live-uri în fața ministerului, cu sindicatul, haideți să naționalizăm, haideți să semnăm și toate acestea? Păi haideți să vă spun. Mă rog. Păi haideți să vă spun. Tocmai pentru că lobby-ul acesta rusesc era extrem de puternic. Dar nu e și până la urmă, ce am făcut? Singura întreprindere în zonă critică. Sunt de acord. Eu v-am dat un exemplu, ca să înțelegeți cum funcționează lobby-ul rusesc și ce înseamnă presiunea asupra politicului. Da? Totul era calat pe această naționalizare cu ștergere de datorii. 40 de milioane de euro. Păi nu, din PIX. Da? Păi dacă o fac, nu fac și ștergere de datorii. O fac ca să o cură și să o privatizez din nou. Eventual. Iată ce am... Păi și de ce trebuia să treacă prin stat? Eu ce am făcut e în felul următor. Am căutat investitori, am găsit 6-8, de fapt, potențiali investitori, că unii, de fapt, nu prea erau de fapt interesați, 6 erau. Doi au pus oferte ferme și acum a fost cumpărată și noul investitor italian investește, are planuri de dezvoltare foarte mari, angajează și toate lucrurile acestea. Cu toate care au situații similare. Dar trebuie să scăpăm de mentalitatea asta militară socialistă care există în statul român, că lucrurile trebuie să fie de stat. Dacă vă uitați, deci ne place drona Bayraktar din Turcia, ne place Javelin-ul american, ne place Enlow-ul britanico-suedez. Toate astea sunt făcute de întreprinderi private. Toate. Da? Asta nu înseamnă că statul nu ajută, asta nu înseamnă că statul nu cumpără, asta nu înseamnă că poți să exporți unde vrei tu, că poți să dai la talibani arme. Nu înseamnă asta. Dar înseamnă că e cineva care e interesat de performanță, de eficiență, care îți face lucrurile acestea. Industria de apărare din România este o imensă gaură neagră. Este o industrie care a fost folosită pe post de sinecură, de general pentru care pensia specială nu era suficient, care au ales să mai meargă în chestia aceasta ca să mai aibă și alte surse de venit, folosite esențialmente, deci vă uitați la unele companii și portarul este membru de partid acolo. Deci totul pe gaură neagră, ni se spune și anul acesta, ni se spune că vom face investiții. În fiecare an, sute de milioane de lei, investiții, care de fapt sunt gaură neagră. Vom face să mă anunțe când le-au făcut. Păi, e cel mai bine. Știți adică... care este cea mai performantă companie din industria militară românească? Aerostar Bacău. Aerostar Bacău, care e privată, și e privatizată. Repară, da? Face tot ce... Face inclusiv componente de avioane pe care noi nu ni le permitem să le cumpărăm. Componente complexe, adică nu doar când doar e tabla și o mai găurește. Nu le permitem, da? Dar se duc la export. Se duc la export. Se duc la export. Și au investit și au făcut linii mult peste orice obligații de offset. Ok. Atenție, mai am, da? Foarte puține minute, dar vreau să vă întreb în legătură cu... Am văzut postarea pe Facebook. Sigur. E o inițiativă legislativă despre proiectul de lege pentru deconspirarea foștilor securiști și copiilor lor ajunși în fruntea țării. Aveți acest proiect? Da, l-am avut. E al doua oară când îl depun. Așa. Prima oară l-am depus în momentul în care a fost moțiunea simplă împotriva mea. Practic este o minciună de campanie care s-a tot spus că
USR-ul, suntem securiști sau fii de securiști și în speță în moțiune se vorbea despre mine și atunci am zis, bun, haideți să vedem cine sunt foștii securiști, haideți să avem un registru, hai să avem un registru, hai CNAS-ul să pună pe site toți ofițerii, toți angajații din 89, nu mai poate fi vorba de niciun secret de stat, au trecut totuși 30 de ani, da? Deci nu mai există spioni undeva pe care l-am desconspirat sau ceva de genul acesta și rudele lor, atenție, doar dacă sunt în politică. Doar dacă sunt în funcții, adică dacă ocupează o funcție. Da. Dacă sunt parlamentari, dacă sunt miniștri, dacă eu sunt ce trage. Așa, da? Nu cumva depunând proiectul ăsta nu riscați absolut nimic, pentru că oricum ar fi fost neconstituțional, la fel cum era proiectul Bonei Muscă cu lustrația. Eu sper că nu e neconstituțional și vă zic de ce. N-ar fi fost constituțional. De ce n-ar fi fost constituțional? Păi e de ce legătură au copiii cu părinții? Atunci, adică de ce trebuie o anatemă pe copii? Eu n-aș fi pus niciodată anatema nici public. Dar nu e anatema. Păi, pare rău, ei au zis în cei care au pus anatema. Păi, da, eu vreau doar să demonstrez că este o minciună. Bateți cu tipul ăla de retorică, folosind un proiect despre care știți că era neconstituțional. Nu e neconstituțional. Și vă zic de ce. Vă rog. Și acum, copiii și familia dumneavoastră, dacă alegeți să candidați la parlament sau să fiți într-o funcție publică, îi veți pune în declarația de avere. Evident. Da? E, iată, e vorba doar de transparență. Nu e vorba de altceva. Da? Și atunci, hai să vedem și noi cine sunt securiștii și fiii de securiști în politică. Eu atunci când l-am depus, atenție, atunci când l-am depus, toate partidele ziceau că îl vor vota. Păi și l-au votat? Păi iată că la Camera Deputaților a trecut tacit, l-au tot amânat, deci, n-a trecut okay, tacit. A trecut, a trebuit să ajungă la Senat. A ajuns la Senat și la Senat toate mai puțin USR și AUR au votat împotriva. AUR a votat pentru. AUR a votat pentru. N-au ce pierde. Da. Nu știu, eu cred că au și ce pierde, dar haideți să vedem adevărul. Haideți măcar la 30 de ani bun, după ce se întâmplă dacă descoperi de pildă că fiul unui fost securist notoriu ocupă funcție publică. I s-a întâmplat ceva în funcție. Da, e exact ca și cum aflați acum din declarația de avere că cineva deci e plătit de Gazprom. Dar știam și noi. Da, știam și noi. E o chestie de transparență. Ok, de transparență. Nu-și pierde absolut niciun fel de drept. Îi mulțumesc, domnule Claudiu Năsui, pentru emisiunea de astăzi, DC News și DC News TV. Ne revedem săptămâna viitoare, joi la 12. Rămâneți cu noi.